Bună ziua, bună ziua, bine v-am găsit! Bine ați venit la noi, inginer Irina Cosma, sunt. Cu ce vă pot fi de folos? Doamna Irina, am citit în ziarul Gazeta de Nord-Vest despre firma Dana Marie și m-ar interesa și pe mine să cumpăr un porc de Crăciun, că am înțeles că aveți aici porci ca la mama acasă. Avem, avem, să știți că avem porci, avem de cea mai bună calitate și nu știu cât de mare porc ați dori să cumpărați. Păi m-am gândit la un porc de 110-120 de kilograme. Avem, avem toate categoriile, să știți, avem. Dar cu ce ne-ți duce dacă tot ați venit după el? Păi nu știu, dumneavoastră ne-a asigurat și transport, că eu am o mașină mai de lux, așa, și n-aș vrea să pun porcul în mașină. Să știți că noi de aici vi-l putem da carcasă, că doar avem abatorul aici, unde vi-l putem tăie frumos, pârjoli și vi-l putem da carcasă. Dacă doriți, că poate acasă nu aveți unde să-l pârjoliți. Deci vreți să spuneți că ni-l tranșați, șuncile, slăninile, coastele separat, ca acasă îl împachetăm și îl ducem direct la butoiul cu sare. Vi-l facem și cârnați dacă treabă, și cartavoși, tot ce aveți nevoie. Deci faceți cârnați ca și acasă, am înțeles că aveți rețete tradiționale. Da, păi dar am moștenit de la mamă bătrână, să știți, rețete bune, foarte bune, numai cu lemn. Produsele noastre sunt copte cu lemn. Cu foc de la lemn sunt copte, sunt foarte bune, ideale pentru toate vârstele. Da, deci ne scutiți de corvada pe care trebuie să o facem atunci când trebuie să tăiem porcul, să umblăm cu apă caldă, să-l spălăm. Deci dumneavoastră ne puteți asigura toate serviciile, deci să-l tăiați aici. Dar vreau să vă întreb, costă ceva în plus pe lângă kilogramul viu? Da, să știți că costă un pic, că doar îi plătesc pe oameni că nu vreau să-mi facă lucrurile de pomană. Sigur că da. Păi mergem înăuntru să mai povestim despre ferma Dana Marie și să afle desigur și telespectatorii noștri despre porcii crescuți în această fermă de aici de la Sein, stimați telespectatori. Iată, ați aflat deja primele informații și vă invit să rămâneți alături de noi pentru că veți afla de la gazda noastră, doamna inginer Irina Floarea, și alte informații. Sigur, haideți înăuntru că e tare frig afară și numai haideți înăuntru. Mergem înăuntru. Doamnelor și domnilor, iată cu ce daruri ne-a primit doamna Irina Floarea aici în incinta bucătăriei societății comerciale Dana Marie din Sein. Sunt niște specialități de porc extrem de apetisante și cred că dumneavoastră deja sunteți curios să le gustați, mai cu seamă că ele nu sunt injectate, nici n-au fost îngrășați porcii cu tot felul de substanțe menite să-i crească ca și făt frumos într-o zi cât alții într-un an. În continuare, doamnelor și domnilor, ne adresăm dumneavoastră mai cu seamă celor care doresc să achiziționeze un porc gras de 110-120 de kilograme și o să aflăm informații despre modul în care sunt crescuți acești porci în ferma societății comerciale Dana Marie de aici din Sein. Așadar, ne-ați vorbit la un moment dat de produse tradiționale, de felul în care creșteți porci aici la firma Dana Marie din Sein. În ce constau aceste rețete de creștere a porcului, care cred că e mai bun ca la mama acasă? Bine ați venit și mă bucur foarte mult că ne-ați onorat cu prezența aici la noi la fermă. Rețetele care noi le administrăm porcilor, adică mâncarea care o dăm porcilor, este compusă din cereale. Și toate cerealele care le cumpărăm pentru a le măcina și a le da pentru hrana animalelor, le cumpărăm de aici din zonă, de la fermierii din zonă. Avem foarte mulți fermieri pe toată zona Maramureșului, din partea noastră a Seinului, dar și din Satul Mare, și din Bihor, pentru că cerealele de aici, să știți că sunt foarte bune. Și încă un aspect foarte important este că noi, ca și fermă, administrăm dejecțiile noastre de la porci pe terenurile fermierilor din apropiere. Cât este posibil, ne permite timpul și spațiu unde transportăm cu vidanjoarele noastre dejecțiile. Deci se face o fertilizare bio.
pe terenurile agricole, de unde achiziționați până la urmă cerealele, de asemenea tratate în mod natural. Cât ne stă în putință, dorim acest lucru și facem acest lucru fermierilor din zonă și aici vedem și rezultatele, fiindcă atunci când administrez pe teren îngrășământ natural de la animale, și recolta e alta, și gustul la cereale și la produsele agricole este altul. Este adevărat că există o diferență între furajele din zona de deal și munte în comparație cu cele obținute la câmpie. Da, e mare diferență, pentru că și terenul este, are altă compoziție, terenul, și atunci și produsele agricole sunt de o calitate mai bună. Ce ne puteți spune despre greutatea porcilor îngrășați? Dacă sunt telespectatori care doresc să vină aici la dumneavoastră, în ce condiții pot să achiziționeze un porc pentru sărbători? Sau poate ne spuneți dacă au această opțiune să aleagă el porcul de acolo din fermă. Acum, din punct de vedere al biosecurității pe care noi îl avem în fermă, sunt câteva criterii de bază pe care dorim să le respectăm cu strictețe. Dar acei fermieri sau acei consumatori care doresc să cumpere, de exemplu, dacă doresc să cumpere un porc viu, putem și avem posibilitatea și dreptul să vindem și porc viu la consumatori. Și pot să vină când le permite lor timpul, deoarece noi acum, în această perioadă, ne-am făcut programul prelungit pentru a sta la dispoziția consumatorului. Ei, acei consumatori sau acei clienți care doresc să crească porci, pot să cumpere purcei, fiindcă noi avem aici și o mică maternitate de scroafe, unde avem posibilitatea să vindem și purcei la crescătorii de porci. Sigur, sunt niște documente care, din punct de vedere sanitar, le putem emite acelor fermieri pe baza codului de exploatație a lor. Doctorul veterinar știe acest lucru, cum se procedează, dar cu mare plăcere putem să facem acest lucru. Atât scroafe gestante putem să vindem, sau vieruși, sau șoldani, purcei, ce dorește clientul, cu mare drag. Ce rase creșteți aici în maternitate? Avem mai multe rase, dar despre rasele pe care le avem, sigur că acum poate nu-i momentul să le discutăm. Avem și rasa pietrean, avem și pic, avem și landras, marele alb, duroc, dar cu altă ocazie chiar dorim să discutăm numai despre rase, să facem așa o descriere, pentru că atunci când clientul dorește să cumpere, să știe ce dorește și ce să aleagă din rasele pe care le avem. Porcii cam ce greutate au? 110, 120? Aveți și mai mari? Avem toate greutățile, le avem. De la 5 kg, avem solicitări unde avem clienți că ne cer un purcel la cuptor, să-l pregătească la cuptor. Și atunci acel purcel nu poate avea mai mult de 5-6 kg, până la 300 de kg, fiindcă avem și mamele scroafe care, de fapt, ies din producție, le punem la îngrășat și ating greutăți mai mari, ca și porcul care este porcul la îngrășat, pentru 95, 96, 100 de kilograme, acum în funcție de dorința clientului. Spuneați de faptul că potențialii cumpărători pot să vină aici la Dana Marie în seință și cumpere un porc viu, sau chiar poate să dea un telefon și să-i trimiteți la domiciliu carcasa, slănina și toate celelalte care se țin de porc, fără ca el să vină până aici. Probabil se plătește la predare, nu știu, ne spuneți câteva detalii. Că mai avem și telespectatori care poate din cauza timpului nu pot să se deplaseze, să vină personal aici, dar oricum, e clar, cu cei care vor să-l cumpere în viu, vine omul cu mașina, cu o remorcuță, își duce porcul acasă. Sau poate că
Și din acest punct de vedere puteți să-i ajutați pe cei care vor să primească porcul viu acasă prin intermediul mijloacelor de transport deținute de firma Dana Mare. Aici să știți că în mare parte a clienților sunt presați de timp. Adică din cauza serviciului sau alte obiectivități pe care ei le au, nu au acea posibilitate să-și cumpere un porc, adică au posibilitatea, dar nu le permite timpul și situația, să-l cumpere pe porc viu, să-l sacrifice acasă și să se bucure de acel ospăț. Și atunci noi am intervenit în ajutorul lor, avem abatorul autorizat, care putem să sacrificăm aici porcii la cererea clientului. Adică clientul poate să vină să-și aleagă porcul, avem un țarc lângă abator, unde acolo putem scoate 10, maxim 15 porci, clientul își poate alege de acolo un porc și acel porc îi se sacrifică, controlat sanitar-veterinar. Dacă dorește, îl putem și tranșa. Avem un tranșator de o calitate bună și îl putem tranșa. Dacă dorește, îl putem face și cârnaț, și cartaboș, și toate celelalte. Și atunci merge cu porcul în portbagaj. Adică în portbagaj sau îl duce cu mașina sau îl putem transporta noi, avem mașini frig autorizate cu șoferi și atunci putem să îi transportăm noi la domiciliu. Poate asista la tăierea porcului sau poate face comandă, avem și adresa de Facebook Dana Marisei în ferma de porci sau prin telefon, numărul de telefon care îl avem afișat 0741200125, mă poate suna, sau poate suna acel client, îi se pregătește marfa și se duce direct la domiciliul clientului. Cât despre cârnați și caltaboși, cred că folosiți rețete tradiționale de acolo, din țara Oașului, pentru că dumneavoastră proveniți de acolo, dar în mod tradițional, în calitate de inginer, dumneavoastră aplicați acele rețete cunoscute de bunicii și bunicii și străbunicii noștri și desigur cred că clienții care și în anii precedenți au cumpărat de la dumneavoastră atât șunca, slănina și produsele gata, preparate, cred că revin și revin din nou la firma Dana Marie de aici din Sei. Referitor la produsele pe care noi le facem, sigur că avem o gamă de produse nu foarte sofisticată. Câteva produse avem numai. De ce? Pentru că tratarea termică, noi o facem cu lemn. Adică avem două camere unde tratăm termic produsele, adică le coacem. Lemnul, cum emană căldură, căldura emanată de lemn coace produsele. Și atunci sterilizarea este foarte bună și termenul de valabilitate este foarte, foarte bun. Este exact așa cum s-au pregătit produsele cu zeci de ani în urmă. Sărarea la produse se face numai cu sare. Numai cu sare și mai avem câteva foi de dafin sau un pic de usturoi, tot tradițional. La cartaboș, iar avem numai strict rețeta, așa cum spuneți, de la noi, cu cimbru, este mai elementar în cartaboș. Exact, orez, cu tot ce ține. Exact. Deci, cartaboș. Cartaboș. Și atunci nu am schimbat rețeta, rețeta a rămas aceeași, produsele sunt aceleași, clienții ne cunosc, ne știu, chiar ne comandă. Magazinele noastre care sunt în Negreșteoaș, în Baia Mare, Baia Sprie, aici în Seini, sunt vizitate de clienți și suntem mulțumiți de vânzarea care o avem. Care sunt și alți colaboratori cu care Dana Marie lucrează în timpul anului, dar și acum, la sfârșit de an? Vă referiți la colaboratori? Pe lângă fermierii care aveți, dacă mai aveți și alții colaboratori cu care lucrați, de la care cumpărați, eu știu, ingredientele necesare pentru prepararea produselor. Ingrediente, nu multe ingrediente avem de cumpărat, fiindcă sarea o ducem de la Dej,
sare dură. Pe urmă, piper, boia, usturoi cumpărăm de la, chiar de la fermieri și de la piață, cumpărăm usturoi, deoarece calitatea usturoiului și tăria usturoiului este mult mai bună atunci când cumperi usturoi brut decât esență de usturoi sau fulgi de usturoi. Sau... E foarte important lucrul ăsta. Nu v-aș putea da un furnizor anume de ingrediente sau să zicem așa, pentru că membranele le cumpărăm, depinde cum le găsim, intestinele le curățim de aici, de la porcii noștri, și foarte simplu, deci chiar e foarte simplu, rețeta e foarte simplă, n-avem nimic sofisticat, pentru că noi în produse avem carne și carnea predomină în produse, nu alte substanțe chimice, deci chiar nu administrăm altceva decât carnea. Vă rog să ne vorbiți puțin despre specialitățile pe care Dana Marie le pregătește prin intermediul carmargeriei proprii. În primul rând avem carcasa. Carcasa care este pârjolită. Carcasa de porc pârjolită sau pârlită. Cum noi aici spunem pârjolit, în altă parte se spune pârlit, depinde de zonă. Pe urmă avem piesele tranșate, care în magazin avem piesele tranșate expuse la comandă, mai ales în perioada aceasta, la comandă clientul poate să-și comande șuncă pentru saramură sau cotlet cu slănină și șoric pentru saramură. Sau avem perioada anunților unde... Avem mulți care cumpără pentru platouri tradiționale produsele sau ceafă cotlet pentru grătar. Deci avem diferiți clienți pe parcursul anului. Sau în perioada de august avem mulți turiști care vin, așa le spunem noi, turiști care sunt plecați în afară și vin în țară pentru vacanță și își cumpără purcel la rotisor pentru a... al pregăti undeva în deal, în pădure, unde își pun ei situațiile. Și produsele care le avem, avem în primul rând un parizer. Este indicat acest parizer mai ales pentru sandwich, deoarece are carne în el, plus că avem și cam 10% carne de bovină, că probabil v-am spus, avem și o mică fermă de bovine și tăuraș. Și atunci punem în unele produse și carne de bovină. Facem și un cârnaț de vită și un salam, dar numai un singur tip putem face 100% bun. Și atât îl facem. Acela îl facem bun și numai acela îl facem. Și cârnațul de casă. Care e cârnațul de casă cu boia, cu usturoi, cu sare și cu chiperi. Deci nu punem alte ingrediente în produse. Carnea este ingredientul principal, nu mai există și alte ingrediente. Telespectatorii noștri curioși pot să guste din aceste produse dacă se vor opri la magazinul Dana Marie din Sein sau din Baia Mare, Baia Sprie, aveți și la Negreștoaș. Da, avem și la Negreștioaș și în această perioadă consumatorii pot să se ducă la magazinele noastre și să comande cantitățile care le doresc, pentru că noi ducem de pe o zi pe alta, deci nu facem stocuri în magazine. Dacă astăzi a comandat, mâine a primit produsul sau poate să-și comande carcasă și colegii noștri cu mașina frig, cu declarație de conformitate și bon de casă, îi duce carcasa până la client acasă. Că în Negrești, că în Boinești, că în Baia Sprie, că în Baia Mare, în Tăuț, unde dorește, și facem acest lucru cu drag. Poate ne vorbiți, doamna Irina Floarea, și puțin despre specialiștii care lucrează aici la Societatea Comercială Dana Marie din Sein. Acum, specialiștii fac parte din familia noastră. Cel mai mare specialist este iubitul meu soț, care se pricepe îndeoseb la multe lucruri. În special, de exemplu, dacă trebuie să meargă cu, nu știu, să ducă o mașină de porci la un abator, să duce ca și șofer, îi place foarte mult. Sau dacă trebuie să se ducă după o mașină, un camion de cereale, mă rog, în Oradea, se duce. Și așa că afacerea noastră e de familie. Noi am
implementat-o. Într-adevăr că mai avem câțiva colegi care ne ajută, avem, de exemplu, cei care lucrează pe fermă, medicul veterinar, mai avem tranșatorul măcelar care ne ajută și la preparate, colegii care sunt la tăiere, cum și asta e o meserie, pentru că trebuie știut cum să faci lucrurile. Și avem cei care sunt cu întreținerea, reparațiile, deoarece animalele mai rup, mai strâcă, mai de fiecare dată este ceva de făcut, în fiecare zi este ceva de făcut. Și așa am făcut o echipă din membrii familiei și am făcut o echipă. Mai mult ne-am învățat, aici ne-am făcut specialiști, pentru că n-am învățat școală când noi trebuie să învățăm școala. Am învățat școala acum, din mers am învățat, da, pe parcursul acestor 15 ani am învățat foarte multe cursuri am făcut și ne ajută. Ceea ce am învățat, să știți, chiar ne ajută să punem în practică acum. Da, la început a fost cineva care v-a ajutat, pentru că totuși e o tehnologie, la fel și cu creșterea porcilor, dar și cu lucrările de carmargerie, până să ajungeți la aceste minunate produse pe care noi le putem admira aici la dumneavoastră. Ne-am oprit în bucătărie pentru că în această perioadă de sfârșit de an foarte multe familii de sătmăreni, de maramureșeni și alți români își pregătesc aceste bucate în stil tradițional. Iată, dumneavoastră ați mers mult mai departe, reușiți să îi serviți pe clienți și direct la domiciliu. Așadar, cine a fost sufletul la început? Cine a fost cu ideea înființării acestei ferme și ulterior a acestei carmargerii? Poate că nu v-am spus de la început, dar să știți că eu și cu soțul meu am început de la un aro, când era foarte de mult, aproape că nici nu mai mi-aduc aminte cât de mult, de aproape 25 de ani, 26 de ani, că avem aproape 30 de căsnicie. Dacă ați ști câți porci am cărat cu aro și cu remorcă, dacă ați ști de câte ori am dormit acolo în aro cu porci, că dacă mai avea client unul, îl puneam și în aro, dacă noi am început în remorcă. Și apoi după ani am văzut într-un ziar că sunt de vânzare aceste grajduri, aceste hale. Din 2002-2003 am început cu renovarea lor, am început și am cumpărat rând pe rând câte unul, până ce am ajuns aproape la 20 de hale și am muncit foarte mult împreună cu familia ne-a susținut, atât părinții soțului meu, cât și părinții mei. Și așa am progresat. Pe urmă, copiii noștri, care iubim foarte mult și ne susțin în continuare foarte mult și ne ajută. Avem niște copii minunați, foarte ascultători și muncim împreună. Și așa am, cu ideile le-am făcut din mers. Și așa cum am mai și spus, am făcut și cursuri, am și învățat foarte mult și de asta și la produse am vrut să ne limităm strict numai la produse tradiționale, pentru că n-am vrut să facem o gamă mai largă de produse, fiindcă aceste produse se fac foarte simplu, nu pun în pericol viața consumatorului, deoarece nu introducem substanță chimică în ele și putem să ținem sub control. Dar la noi în fermă predomină vânzarea carcasei, cum am mai spus, și a porcului gras și a purceilor, deci avem toate categoriile ce ține de porc, inclusiv dejecții de porc. Da, foarte frumos. Nu mi-a spus de facultatea pe care ați terminat-o. Știu că nu v-a fost ușor, dar v-ați completat studiile și iată, ați primit această calitate de inginer și nu întâmplător, pentru că, așa cum ați menționat, pe lângă munca de la fermă, v-ați implicat seara sau când ați avut timp să și studiați manualele, materiile aferente facultății pe care dumneavoastră ați terminat-o și de care am înțeles că sunteți foarte mândră, pentru că nu e de colea să termini
o facultate de specialitate, dar mai cu seamă în acest fel puteți să supervizați tot ce se întâmplă în fermă, în carmargerie și în ceea ce privește creșterea animalelor. Pentru că nu zic numai porci, și acum spune și viței, tăurași pe care îi îngreșați aici în fermă pentru a completa carnea de porc și cu carne de vită, pentru că asocierea este deosebită, de multe ori chiar și la cârnați. Așa este, mulțumesc frumos că m-ați întrebat acest lucru, să știți că vorbesc cu mare plăcere și pot să spun că în viață putem face multe lucruri dacă ne dorim și, așa cum spuneți, putem completa la ceea ce noi facem, deoarece studiile m-au ajutat într-un mod aparte, fiindcă acolo am văzut pe viu la medicina veterinară la Cluj-Napoca, sigur, industria alimentară este foarte vastă. Dar depinde ce dorești să înveți. Și acolo am văzut pe viu cum se pregătește mâncarea pentru noi consumatori. Și am învățat, așa cum și ați afirmat, foarte multe lucruri și bucuria mea a fost că am fost colegă cu una dintre fiicele noastre, cu Mariana am fost colegă, a fost pentru mine un lucru extraordinar de frumos și pot să pun în practică ceea ce am învățat acolo, atât despre produse, cât și despre animale, despre culturile agricole, multe lucruri și chiar indic, sugerez acest lucru și afirm că e foarte important să învățăm multe și atunci când avem și posibilitatea și să învățăm exact ceea ce avem nevoie, că aș fi putut să fac altceva, dar asta avem nevoie și mâncarea nu se va termina niciodată. De mâncare, de hrană avem nevoie, dar e foarte important ce mâncăm, fiindcă ce mâncăm, aceia suntem. Se va cunoaște pe fețele noastre de-a lungul vieții ceea ce mâncăm și trebuie să avem mare grijă ce mâncăm, pentru că se face atâta mâncare sintetică care nu ajută organismul, ci mai mult încurcă organismul. Și atunci, studiile care eu le-am asimilat și, într-adevăr, mi-a fost foarte, deci mi-am dedicat foarte mult timp pentru a învăța, pentru a pune în practică ceea ce am învățat și să mă prezint la examene și m-am prezentat la toate examenele și lucrare de licență, am susținut o lucrare de licență foarte frumoasă cu ajutorul profesorilor de acolo. Este foarte benefică. Și pe de altă parte am susținut și o lucrare de licență, adică am mai făcut a doua facultate la Baia Mare, Bogdan Vodă, care aparține tot de Cluj-Napoca, unde am obținut foarte multe informații importante, managementul contabilității și de anul acesta sunt și contabilul firmei, care deja acum verifică pe bună dreptate multe lucruri care trebuie să le știu, deci chiar trebuie să le știu și mi-a adus multă bucurie, multă satisfacție și pot să pun în practică ceea ce am învățat și pot să dezvolt și pe de altă parte pot să și ajut pe alții care doresc și îndemn să facă acest lucru. Doamna inginer Ina Florea, sunt impresionat de ceea ce spune și mai cu seamă mă gândeam la românii noștri care sunt plecați în străinătate. Noi am mai realizat și alte emisiuni pe această temă. Iată, concluzia ar fi că se poate și acasă dezvolta o afacere și pentru că mi-ați vorbit de contabilitate și de tot ce ține de acest compartiment, dacă îi putem spune așa, vreau să vă întreb în ce fel sunteți sprijiniți, dacă poate ar mai trebui schimbat ceva în legislația românească în vederea încurajării investitorilor români. Pentru că să vină acasă și alți frați de-ai noștri care trăiesc acolo departe cu dorul de țară, dumneavoastră, împreună cu soțul dumneavoastră pe care îl iubiți, iată, sunt aproape 30 de ani de când sunteți împreună, ați dezvoltat această afacere de familie, dar poate că pe anumite segmente ar trebui să fiți sprijiniți mai mult și din partea statului sau să existe o anumită legislație mai permisivă
în sensul bun al cuvântului, care să încurajeze producția unor afaceri de familie, dacă e să ne referim la familia dumneavoastră. Să știți că pe cei care sunt plecați afară chiar îi compătimesc. Deci, eu zic în special că Pământul e foarte frumos. Tatăl nostru, marele nostru creator, Jehova Dumnezeu, a făcut Pământul atât de frumos ca noi oamenii să ne bucurăm de el. Și oriunde ar trăi oamenii pe Pământ, eu zic că dacă respectă, îl întrețin, trăiesc bine. Acum că, într-adevăr, așa cum spune și dumneavoastră, le este foarte greu celora care au plecat din locurile de unde s-au născut, este această ruptură dintre copii, părinți, soți, soții. Eu văd, de exemplu, să știți, la noi în comună, e o suferință cruntă, deoarece părinții au rămas, le duc dorul copiilor. Acum, noi, așa cum știți, mergem în lucrarea de predicare și discutăm cu foarte multe, mergem din casă în casă. Pot să aibă și spun, îmi trimăți pruncii de tăti ce le-am trimăt, da tare dormi de ei și nu-mi treabă nimic numai să-i văd. Dar și copiii care sunt acolo suferă de dorul părinților. Întorcându-ne la legislație, la încurajările, credeți că ar trebui să fie mai multă încurajare prin intermediul legilor existente? Pentru că poate ați vorbit și cu dumneavoastră, cu frați de-ai noștri români care sunt plecați și mulți spun, avem niște bani, am venit acasă, dar parcă e birocrația mai mare, parcă nu sunt legile atât de permisive ca în Occident, trebuie o groază de aprobări care se lasă de pe o zi pe alta, oamenii sunt dezamăgiți și până la urmă nu mai investesc. Dar dumneavoastră și familia ați trecut peste toate astea. Deci din acest punct de vedere, dacă ați simțit că ar fi nevoie de o îmbunătățire, nu din răutate spunem asta, ci tocmai în ideea de a dezvolta în România acest sentiment al reîntoarcerii acasă, pentru ca frații noștri, românii noștri, cu bani să investească în țara lor și statul implicit să câștige și el. Aici eu le-aș transmite celora care sunt plecați și doresc să se întoarcă, să se întoarcă cu toată inima. Ei, din punct de vedere al investiției, așa cum ați spus și dumneavoastră, depinde și de cultura noastră. De exemplu, vedeți, aici la noi, în zona Oașului, s-au făcut case pe vârful dealului. Păi n-au nicio relevanță, acea casă nu are nicio relevanță acolo, pentru că nici nu poți să faci o bază turistică, nici nu poți să îți faci o mică afacere pe vârful dealului. Acolo, pe vârful dealului, nu aveau loc aceste case. Vă gândiți la o pensiune, nu? Sau la o dezvoltare a agroturismului? Exact, la asta mă gândeam. În primul rând, nouă ne trebuie cultură. Ce fel de cultură? Păi dacă, să zicem așa, de-a lungul timpului, noi nu ne-am specializat în nimic. Am rămas tot la întreținerea curățeniei, la lucruri care, de fapt, eu n-am progresat, n-am o meserie din asta. Sigur că dacă se întorc, probabil, așa cum spune, se lovesc de unele lucruri, dar legea, noi suntem legea. Adică eu hotărăsc ce fac cu banii mei, dar mă consult cu cel care face deja și să vedem ce se poate face. Dar dacă nu se consultă, vin numai, să zic așa, acum eu văd, trăim acolo împreună în comuna Racșa și văd lucrurile. Anul ăsta a făcut geamuri, anul viitor a făcut alte geamuri la aceeași locuință care niciodată n-a fost locuită. Și atunci, consultarea e foarte importantă și foarte importantă și specializarea. Deci se fac investiții care nu aduc bani. Vă gândiți la o investiție care să aducă bani. Banul investit să aducă alt ban și tot așa. Normal, pentru că dacă nu se consultă cu nimeni, ci, așa cum am mai spus, se investesc în lucruri care le folosim sau poate nu le folosim deloc, sigur că atunci batem pasul pe loc, ba dimpotrivă, îngropăm niște bani acolo care rămân nu
nu aduc niciun beneficiu, nici pe zonă, nici pe țară, dar nici pentru persoana care, de exemplu, după câte am înțeles, eu n-am fost în străinătate, nu știu ce se petrece acolo, dar după cum spun, fac mari sacrificii acolo, familiile cu copiii, stau câte 4-5 familii într-o, nu știu, într-o bucătărie, nu-mi dau seama cum de așa și eu văd sacrificiile. Ruptura aceasta dintre părinți și copii, ăsta e un sacrificiu enorm. Nu că pământul nu ar fi frumos, pământul e foarte frumos, așa cum am mai spus, dar ideea este ce facem în special cu ceea ce noi facem, că după 45 de ani, după 50 de ani, deja nu-ți mai arde să inițiezi o afacere, pentru că lucrurile se schimbă în timp. Și eu zic omul îmbătrânește, nu mai are entuziasmul și puterea aia din anii tinereții. Exact, dar, de exemplu, din punct de vedere al mâncării, mâncare tradițională sau mâncarea bună, mâncarea făcută cu drag, pământul e bun, pământ avem aici cât vei scoți pământ pustiu. Deci se pot fa multe lucruri, foarte, foarte multe lucruri se pot fa. Nu există, dacă dorim, le facem lucrurile bine gândite, deci se poate face și se poate trăi mulțumitor, liniștit. Să știți, eu nu m-aș fi gândit niciodată acum 25 de ani, sau 30 de ani, când m-am căsătorit cu iubitul meu soț, că acum o să avem fiecare membru a familiei mașină, telefon, casă, serviciu. Deci nu ducem lipsă de nimic. Suntem foarte mulțumiți de viață, de nimic. Așa că... Se nu... și muncește? Nici nu vreau să nu muncim. Sincer vă spun, mă scol, ne trezim dimineața cu drag și de-abia aștept să vin la muncă, să mergem la muncă. Bine că facem și lucrurile, așa cum v-am spus, noi de religie suntem martori al lui Jehova și lucrurile spirituale ne ajută foarte mult. Pentru vă motivează. Sigur, ne motivează viața, pentru că Dumnezeul iubirii, Tatăl nostru, că de fapt e Tatăl nostru, Dumnezeul iubirii, nu ne vrea rău, El ne vrea binele. Ne-a oferit pământul gratuit să ne bucurăm de El. Și dacă muncim, așa cum ați spus, nu ducem lipsă de nimic. Absolut, avem din belșug chiar peste măsură. Da, și totuși dumneavoastră și familia dumneavoastră v-ați schimbat mentalitatea și mai cu seamă v-ați implicat în studiul aferent acestei afaceri pentru ca să știți cum să acționați de-a lungul vremei. Ați avut acea experiență de la început cu aro, cu porcii, cu creșterea porcilor. Știu că în zona Oașului multe teritorii n-au fost cooperativizate, iar spiritul proprietății a rămas. Iar dumneavoastră și soțul dumneavoastră voastră, ați fost acei întreprinzători care au avut în suflet moștenirea străbunilor, moștenirea proprietății, moștenirea aceasta iubirii față de glia strămoșească și ați investit. Poate la început mai timid, nu? V-ați gândit dacă o fi, dacă o ieși, dacă nu o merge și uite, trebuie și curaj, nu, doamna inginer Irina? Să știți că n-am fost timiți deloc la început. Nu? Nu v-ați gândit că la noi începe omul așa, cu o timiditate. Vai de mine dacă o investi, poate că nu va merge, poate ați făcut și un studiu de piață înainte, ați fost la alți investitori în acest domeniu să vă documentați, să vedeți, bă, ție cum îți merge? Merge treaba, nu merge? Sau... ce v-a determinat să nu fiți timiți? Că totuși ați avut ceva concret până la urmă. N-am fost timiți din faptul că ne-am încurajat foarte mult unul pe celălalt și n-am avut nici de la cine să învățăm atunci. Deci acum 16-17 ani nu erau atâtea firme sau ferme. Deci chiar nu erau ferme. Noi suntem ferma din Maramureș cu numărul 1. Deci, așa se... Prima fermă de o astfel de amploare. De amploare și de capacitate. Și vă dați seama că era foarte greu și pentru noi, într-adevăr a fost greu, așa să știți că au fost săptămâni că am dormit aici în fermă, încă copiii noștri erau mici, clasa 4-a, clasa 5-a, și am dormit în fermă, n-am mers o lună de zile acasă și stăm la 15 km. Ce zic maramureșenii când au o nuntă, au un botez? Mă, mergeți la Dan, la Marimă, că acolo găsiți produse bio, neinjectate, produse tradiționale,
care îți lasă gura apă. De ce Dana Marie? Să nu spuneți că e numele sau sunt numele celor doi copii, Dani și Maria. Da, avem, sigur că nu avem mai mulți copii, noi avem 6 copii, dar... Să trăiască la mulți ani, ziceam și eu așa. Noi vrem să trăiască veșnic, copiii noștri, toată lumea să trăiască veșnic. Erau cele două fiice, Daniela și Mariana, și așa am hotărât de comun acord. La vremea respectivă erau... Două fete la început, Dani și Daniela și Mariana. Și Mariana, și așa am combinat numele și așa a rămas numele lor. Sunteți cunoscuți în toată țara Maramureșului. Acum cred că vin de peste tot la dumneavoastră clienți, aveți chiar prieteni sau legați și prietenii, nu? Între familia dumneavoastră și anumiți maramureșeni sau oșeni, sădmăreni, care vin aici să cumpere din produsele dumneavoastră. Avem foarte mulți prieteni, foarte mulți prieteni. Nu m-am gândit că vom putea avea atâția prieteni, printre care, sigur că avem prieteni, avem și frații noștri, dar prieteni avem foarte mulți. Și așa, să știți că atunci când pe mine mă sună la telefon și mulți nu-mi zic prenumele, ce îmi zice doamna cu porcii, eu cred că așa rămâi, doamna cu porcii rămâi. Dar îmi place, nu mă deranjează, de chiar îmi place acest nume. Și avem, nu numai în Maramureș, în satul mare, în zona Oașului, avem și în Sălaj. Deci, aproape toată țara deja... Zona de nord-vest. Și îmi place foarte mult să colaborez cu consumatorii și chiar îi rog cu toată încrederea să vină să cumpere produsele noastre și noi ne vom strădui în continuare să facem produsele așa cum trebuie făcute, pe gustul consumatorului, și să creștem porcii în continuare, acum cât să mai mănâncăm carne de porc, vrem să creștem porcii în continuare, că acum la asta ne pricepem. Doamna inginer Irina, emisiunea noastră se apropie încet de final. Vreau să alocăm 2-3 minute la un subiect care m-a impresionat în timp ce dumneavoastră vorbeați. Am fost atent la tot ceea ce a spus, dar mai cu seamă ne-ați vorbit de faptul că ați avut posibilitatea să cunoașteți anumite familii care o duc greu și că durerea lor a fost și durerea dumneavoastră, și vreau să vă întreb dacă ați făcut și milostenie, dacă au fost momente în care au bătut la ușa sufletului dumneavoastră, a firmei, oameni disperați pe care dumneavoastră i-ați ajutat. Știți cum se spune, gol am fost și nu m-ați îmbrăcat, flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu m-ați dat să beau, bolnav am fost și nu m-ați cercetat, dar din acest punct de vedere, cred că în acele momente de răscruce v-ați implicat și din acest punct de vedere. Îmi place să vorbesc foarte mult despre acest punct de vedere și vreau să vă spun atitudinea care noi avem despre cei care doresc să cerșească sau, așa cum spuneți, unde este nevoie. Ei, dacă... Sunt două lucruri diferite totuși. Asta am vrut să argumentez. Pentru că sunt persoane care au nevoie, dar sunt persoane care sunt obișnuite cu cerșitul. Ei, spre bucuria noastră, să știți, acum, în perioada aceasta, de câțiva ani încoace, 2-3 ani, nu mai sunt persoane care cerșesc. Sunt persoane, așa cum spuneți, care au nevoie, dar noi oferim mai mult, avem un obiectiv, dacă cineva îmi cere un ajutor și eu consider că poate să muncească, îi ofer de lucru. Obișnuiesc să nu ofer ceva de gratis. Sau faceți o recomandare. Sau facem o recomandare, pentru că acea persoană care cerșește în continuare, ea va cerși în continuare dacă noi o încurajăm cu... mărunțișuri, să zicem. Dar noi oferim de lucru la oricine. Să știți, noi avem aici în echipă și romi, avem și maghiari, și toate, dar noi suntem colegi, mâncăm la o masă, deci ne respectăm. Oamenii care doresc să muncească, noi oferim de lucru că avem de lucru. Și atunci ăsta e un ajutor mai bun pentru acele persoane decât să-i oferim niște bunuri sau mâncare, pentru că el mâine iar revine.
Și atunci ar fi de aici până la calea ferată un șir indian dacă aș oferi în fiecare zi, am muncit numai pentru ei. Dar facem acest lucru așa cum v-am zis, oferind de lucru și n-am mai văzut cerșetori. Și oameni care doresc să muncească și mă bucur acest lucru, pentru că așa cum am spus, și eu îmi doresc în fiecare zi să muncesc. Nici nu vreau să nu muncesc. Îmi face plăcerea și îmi face bine la sănătate să muncesc. Și mie și familiei. Da, în finalul emisiunii noastre v-am ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre programul magazinelor pe care dumneavoastră le aprovizionați mereu cu produse proaspete. Ați vorbit de magazinele din Săin, iată, ne aflăm aici în Săin, Baia Mare, Baia Sprie, Sighet, și ne spuneți programul, numărul de telefon, adresele online, adresa de mail pe care firma Dana Marie poate să fie contactată și, desigur, clienții să se înțeleagă dumneavoastră. Fie că doresc să cumpere un porc viu sau doresc să primească acasă gata, tranșat, prăjit, tranșat un porc, sau dacă dorești cu specialitățile aferente, cârnați, altaboș și așa mai departe. Acum eu, să știți că nu aș recomanda clienților să cumpere acum mult și pe parcursul următoarelor luni să nu mai cumpere. Pentru că noi avem proaspăt în fiecare zi și eu aș recomanda clienților să cumpere mai puțin și să cumpere mereu proaspăt. Ei, și nu refrigerat, pentru că de obicei când se taie porcul, tot românul pune în congelator, umple congelatorul, iar după congelare celulele din carne se spar și nu mai e același gust. Carnea nu mai are același gust dacă a fost odată congelată, nu? Păi asta și recomand. În magazinele noastre ducem carne proaspătă în fiecare zi. Și avem clienți care chiar urmăresc acest lucru, că ne este mai benefic și nouă, că nu are rost să tăiem, să facem stocuri în camerele frig, deoarece porcii sunt în hală, am tăiat în funcție de cerință și... Cererea există de pe piață, da. Exact. Magazinele sunt deschise de la ora 8 de dimineața până după masă, la 17, 18, acum în perioada asta în funcție de cerință. Ați mărit programul de lucru de la magazine, iar la firma aici mă gândesc că până seara târziu sau când vă pot suna clienții care vor să solicite fie un porc sau chiar produse, nu acum în preajma sărbătorilor. La numărul de telefon care este 0741200125 se poate suna când doresc clienții, sigur, nu de la 12, că noaptea dorm. Eu nu am treabă cu somnul, noaptea dorm, îmi place să dorm. Cât dorm, acele 6 ore, 7 ore, îmi place să dorm. Dar răspund la apelurile care mă solicită sau ne solicită consumatorii și atunci noi oferim informații de unde poate, din ce zonă este, ce dorește, putem discuta și la prețuri și la cantități. Cu mare plăcere stau dacă doresc să ne vizite ferma, pot veni liniștiți, avem spațiu unde putem să stăm la discuție, unde putem să le arătăm produsele. Deci ce dorește consumatorul, noi stăm la dispoziție. Tocmai acesta este obiectivul nostru. Iar online? Online avem pe Facebook, avem Dana Marie Săin sau ferma de porci Săin Dana Marie, cum le este mai ușor să acceseze. Acolo avem produse încărcat, produse acolo și ei pot să sune și să hotărască ce pot să consume și ce doresc. Și noi le trimitem dacă doresc, de pe o zi pe alta, dacă astăzi îmi fac comandă, mâine primesc produsul. Deci comanda este foarte ok și transportul este foarte, foarte bine pus la dispoziție, dar pot să vină și aici să cumpere. Deci noi chiar îi așteptăm cu drag. Că avem, așa cum am spus, când tăiem porcul avem și alt dămaș. Vă las pe dumneavoastră în finalul emisiunii să spuneți și sloganul firmei Dana Marie, pe care l-am găsit în ziarul Gazeta de Nord-Vest. Vă rog să-l spuneți dumneavoastră.
Dar sloganul acesta l-am compus înainte de a mă înscrie la management la Baia Mare. Să mâncăm carne din țară, că e mai bună ca și cea de afară. Și că e mai dulce, nu e amară. Nu e amară. Să mâncăm carne din țară de la Dana Marie. Că e mai dulce, nu amară, ca și cea de afară. Vă mulțumim pentru atenție, stimați telespectatori. Vă mulțumim, doamna inginer Irina Florea, pentru că ne-ați găzduit. Ne-am simțit extrem de bine în preajma dumneavoastră și cred că puteți fi un model, împreună cu toată familia, cu iubitul dumneavoastră soț, puteți fi un model pentru românii care vin din străinătate acasă. Puteți să veniți aici să vă consultați cu doamna inginer, poate vă gândiți și dumneavoastră să dezvoltați o afacere, fie în Maramureș, fie în județul Satu Mare sau chiar și în alte județe ale țării. Vă mulțumim, vă dorim multă, multă sănătate și sper să ne vedem și în alte emisiuni. Cu mare plăcere și eu vă mulțumesc încă o dată că ne-ați vizitat ferma și vă mulțumesc pentru informațiile pe care le veți transmite consumatorilor și încă o dată le dorim consumatorilor cu încredere să vină, să stăm la discuție, deoarece noi dorim să oferim această informație și nu este nimic secret în a crește animale, atât porci cât și bovine, și în a fa produse. Cu drag! Da, să nu uităm așadar sloganul firmei Dana Marie. Să mâncăm carne din țară, nu adusă din afară, că e mai dulce, nu-i amară. Vă mulțumim pentru atenție, vă dorim toate cele bune, la revedere!